Atât de tânără și te ascunzi într-o grădină. Aud de multe ori asta, dar ce nu înțeleg mulți este că pentru mine grădinăritul este ca o terapie. Energia pe care o obții grădinărind de la plante, de la pământ, este o energie foarte curativă care vindecă de cele mai multe ori anxietatea, depresia și toate bolile provocate de stres. Grădinăritul pentru mine este un mod unic de vindecare, de vindecare pe dinăuntru, pentru rănile din trecut, pentru rănile pe care le cunosc sau pe care nu le cunosc, dar sunt acolo. Iar cea mai bună metodă de a mă vindeca este să mă conectez cu mama pământ, pământ din care suntem făcuți și pământ unde ne vom reîntoarce. Pentru mine este un mod de a mă deconecta de realitatea asta dură în care trăim, un mod de a mă relaxa, deși este muncă fizică, dar sufletește, vă spun și vă repet, pentru mine este liniște, este pace, totodată animalele îmi sunt alături și mă ajută ori de câte ori trec prin perioade anxioase sau stresante, ele pur și simplu cu iubirea lor pură mă ajută să trec peste perioadele astea grele. Totodată ador să ating cu mâinile fiecare fir de iarbă, fiecare porțiune de teren, fiecare plantă. Pur și simplu îmi transmit o energie super bună pentru corpul meu fizic. Dacă am ales acest stil de viață, asta nu înseamnă că mă întorc în timp. Asta nu înseamnă că nu evoluez, ci din contră. Evoluția merge către sufletul meu și către regăsirea cu sinele meu interior, regăsirea cu misiunea pe care trebuie să o duc la bun sfârșit în această viață. De cele mai multe ori, societatea ne cere să evoluăm ca oameni, dar să rămânem suflete mici. Am ales ca în această viață să-mi vindec sufletul și să-l fac măreț. Nu sunt aici să vă impun un stil de viață sau să susțin că dețin adevărul pur. Sunt aici să împărtășesc cu voi experiențe. Experiențe ce îmi îmbogățesc sufletul și mă duc pe un făgaș mai bun. Tot ce știu, am învățat de-a lungul timpului și în fiecare zi învăț câte ceva nou. Tot ce știu despre grădină, despre plante și acum mai nou despre animale, învăț, am învățat și am avut norocul să mă nasc la țară și să crez la țară și să plec cu niște cunoștințe de bază. Marele meu noroc este că îmi place să învăț despre ceea ce mă vindecă pe interior, și anume natura. Natura pentru mine este marele unguent, pansament pentru sufletul meu. Și știu cu certitudine că misiunea mea este să împărtășesc și cu cei din jur acest medicament, acest pansament pentru suflet, numit natură. Încă sunt pe drumul vindecării și voi îmi sunteți alături pentru că faceți parte din acest drum spre vindecare. Deși ador și lucrurile materiale, lucrurile pământești, ceea ce mă împlinește ca om și ceea ce îmi umple sufletul de bucurie este natura sub toate formele ei. Animale, plante, practic viață, ce e viu.